Bună ziua, stimați spectatori, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Destine. Emisiune transmisă în direct în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 16. Iată-ne din nou împreună. E o mare bucurie să mă revăd cu dumneavoastră, să primesc mesajele dumneavoastră, să primesc recomandările dumneavoastră. Iată și astăzi avem un invitat care ne-a fost recomandat. E un fel de mulțumire adusă de unul din elevii dumneiei, cu care a petrecut foarte mult timp, i-a călăuzit drumul, l-a ajutat în viață și a venit cu rugămintea, dacă se poate, să vină și să prezentăm un om cu totul și cu totul special. Un om care a fost numit șlefuitor de diamante vii. O expresie foarte frumoasă venită din partea unui tânăr care a fost în emisiunea noastră și căruia îi mulțumim încă o dată și pe această cale. Este emisiunea Oameni și Destine, o emisiune prin care ne dorim, dacă se poate și ne permite, să aducem bucurie în casele, în sufletele dumneavoastră, să aducem mulțumiri, să aducem acea stare de bine. Avem nevoie, dacă se poate, zi de zi, să mulțumim cuiva pentru tot ce s-a petrecut de-a lungul carierei, de-a lungul drumului, prin familie, printre colegi, pe la servici, pe stradă, oriunde. Încercați cât se poate să mergeți pe această latură a bunului, a frumosului, a vorbei dulci și dragi. S-ar putea, poate, într-o zi, fără să știți, să schimbați un destin a unui om doar printr-un zâmbet. În cazul în care nu puteți oferi ceva mai mult, măcar atât, zâmbiți, vorbiți frumos și respectați oamenii. Unul din cele mai importante lucruri în viață care ne poate duce către un drum frumos, către un destin luminos, este la baza noastră și anume educația. Vorbesc despre educație pentru că astăzi avem un om special, un om frumos, un bun specialist pe acest domeniu din educație. Vă rog, cu mult drag, dacă se poate, să fiți alături pentru că sunt multe lucruri pe care o să le descoperiți și poate, cine știe, să puneți și în practică. Spunem bună ziua, bun venit, drage și scumpei noastre invitate, Cristina Vameș. Mulțumesc, mulțumesc pentru cuvintele deosebite pe care mi le-ați adresat. Invitația dumneavoastră mă onorează cu atât mai mult cu cât apreciez în mod deosebit emisiunile dumneavoastră și vă felicit pentru inițiativa de a promova oameni diferiți și poveștile lor de viață. E minunat că reușiți să faceți acest lucru. Pentru mine, personal, cel mai important este în viață să văd latura aceasta frumoasă. Cunoaștem oameni când în momentul, când îi întâlnim în viață, vedem oameni împliniți, oameni realizați, oameni care au făcut ceva, oameni care deja numele lor sunt sonore, doar auzim numele și știm cu cine avem de-a face. Dar e atât de frumos să aflăm și ce este în spate, să vedem cum a ajuns acolo, de ce nu, poate și noi, sau poate tinerii care vin din urmă, ar putea să vadă un exemplu, să fie inspirați. Sau cine știe, uite, printr-o emisiune din asta să fie momentul vieții lor, să fie sclipirea vieții și la rândul lor să-și aleagă și ei, de ce nu, o profesie în domeniu, dacă prezintă interes. Dar pentru început, cine este azi, în prezent, omul Cristina Vameșu? Sunt psiholog cu drept de liberă practică în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. Sunt consilier școlar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Îmi desfășor activitatea profesională în cadrul Cabinetului de Asistență Psihopedagogică de la Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Iași. Am absolvit Facultatea de Psihologie și pe cea de Psihopedagogie Specială. Și am lucrat pe perioada scursă de la momentul absolvirii, atât în mediul ONG, cât și în sistemul de învățământ preuniversitar. La început în mediul ONG și apoi în cabinetul de asistență psihopedagogică de la diferite instituții de învățământ din județul Iași. Spuneam că am absolvit psihologie și psihopedagogie specială și am lucrat în domeniul ONG. Am lucrat la început cu persoanele defavorizate, cu persoanele marginalizate social, am asigurat consilierea și intervenția psihologică, am lucrat cu familiile disfuncționale, cu copiii abandonați, cu copiii instituționalizați, am coordonat programele preventive educaționale, am elaborat diverse proiecte cu finanțări publice sau private, am desfășurat diverse programe, activități socioeducaționale, astfel încât pasul către domeniul exclusiv educațional a venit firesc și, dacă vreți, a fost cea mai naturală mutare pe care puteam să o fac în cursul carierei mele de la acel moment. Așa, dar începând cu 2006 sunt consilier școlar,
ipostază în care realizez activități de informare, asistență psihopedagogică, consiliere, adresate în special copiilor, elevilor, diferite problematici, cum ar fi cunoaștere, autocunoaștere, adaptarea copiilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea comunicării dintre părinți, profesori și elevi, programe de orientare, reorientare școlară și profesională, orientare în carieră, programe de prevenire și diminuare a factorilor care determină diverse disfuncții psihice, tulburări comportamentale, disconfort psihic. Deci, astea sunt adresate, sunt activități adresate elevilor, dar activitatea consilierului școlar nu se adresează doar elevilor, ci și părinților acestora, astfel încât realizez activități de consiliere pentru părinți, dar și activități de consiliere și asistență metodologică pentru cadrele didactice. Deci, activitatea consilierului școlar e cumva la granița, e un teritoriu de sinteză, aș spune, între partea de pedagogie și psihologie. E un domeniu aflat la graniță care îi oferă consilierului școlar multiple roluri în instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea. El e profesor, el este psiholog al elevilor, părinților și cadrelor didactice, este consultant în programe de educație, este partener al actorilor comunitari, este facilitator al relațiilor interpersonale și aș insista pe acest rol de facilitator pentru că identitatea profesională a consilierului școlar se construiește, e influențată, e întreținută tocmai de relațiile interpersonale, de interacțiunile sociale. El, dacă vreți, are o oglindă în care ceilalți se privesc și care, la rândul ei, această oglindă îi poate fi de ajutor și lui să se privească pentru a-și îmbunătăți competențele și pentru a răspunde în cele din urmă nevoilor beneficiarilor serviciilor de asistență psihopedagogică cu care lucrează. Sunteți într-un moment acum când culegeți deja roadele muncii, sunteți iubită, sunteți apreciată. Cunosc elevi care au trecut prin mâinile dumneavoastră și pot să spun cu tot dragul și cu tot respectul că îi admir nespus. Sunt deja cu viitorul în față, luminos de pe acum. Am și spus și într-o emisiune anterioară când am avut un elev de al dumneavoastră că sigur, cu absolut siguranță vom mai auzi de numele lui. Dar acum, în momentul în care sunteți acum, când deja sunteți împlinită, realizată, se pare că într-adevăr v-ați găsit menirea, drumul în viață, aveați în frage de pruncie ideea de a ajunge până aici sau cum și-a făcut loc în viața dumneavoastră această frumoasă profesie? Da. În adolescență eram pasionată de cum se construiesc gândurile. Ce e gândul, ce e cuvântul, ce-o fi în mintea mea, ce-o fi în mintea celuilalt, de ce oamenii se comportă într-un anumit fel, cum pot oamenii să-și modifice gândurile, emoțiile, comportamentele, de ce se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. Și am dat peste o carte de psihologie, peste prima carte de psihologie. Se întâmpla imediat după Revoluție, când psihologia renăștea după perioada în care fusese desființată la sfârșitul anilor 70 sub influența ideologiilor comuniste și am găsit în cartea respectivă câteva concepte care mi-au atras atenția în mod deosebit. Se vorbea acolo despre gândire, memorie, imaginație ca procese cognitive superioare. Asta îmi spunea că există altceva sau mai există ceva la baza structurării psihicului uman. Se vorbea despre temperament, caracter, aptitudini, creativitate ca dimensiune ale personalității. Era un domeniu cu totul nou care m-a fascinat și cumva a răspuns nevoii mele, curiozității mele în acea perioadă. Cumva am înțeles, am conștientizat că psihologia se ocupă de fapt cu ceea ce mă preocupa pe mine deja.
astfel încât aș spune că motivul pentru care am ales acest domeniu profesional a fost curiozitatea. Curiozitatea înțelegerii psihicului uman și apoi dorința de a-i ajuta pe ceilalți și de a lucra pentru ceilalți și împreună cu ceilalți. Pentru că psihologia e un domeniu în care nu prea există rutină, e un domeniu care se potrivea foarte bine, se potrivește și se potrivea foarte bine cu faptul că îmi plăceau și îmi plac provocările. Pentru că oarecum oricâtă experiență ai avea, orice om îți intră în cabinet este diferit de tot ceea ce ai citit până la momentul respectiv și de toate alte persoane, toate celelalte persoane care au avut o problematică asemănătoare și cu care ai lucrat. Și știam cumva încă de pe atunci că voi lucra cu oamenii, că acesta va fi domeniul în care îmi voi desfășura activitatea. Știam că voi lucra cu copiii, pentru că îmi plăceau foarte mult copiii și a fost cumva, această credință a mea a fost cumva fundamentul pe care mi-am construit identitatea profesională. Aveam convingerea că domeniul în care voi lucra va fi un domeniu provocator, va fi un domeniu care îmi va stimula curiozitatea și va fi un domeniu care îmi va acorda ocazia de a lucra împreună cu ceilalți și de a îmi folosi această curiozitate și dorință de a lucra cu ceilalți și de înțelegere, desigur, a celorlalți. Mă gândeam acum, o nouă dovadă a faptului că sunteți omul potrivit la locul potrivit este și faptul că o parte din tinerii care trec pe mâna dumneavoastră au dorința de a urma mai departe aceeași profesie. Sunt influențați, le stârnește la rândul lor curiozitatea și dorința de a învăța și de a merge pe această profesie. Dacă sunt tineri care vă urmăresc, care poate că n-au ajuns să lucreze cu dumneavoastră, dar vă văd activitățile pentru că postați mereu sau uite chiar și prin prin intermediul acestei emisiuni, vreau să vă întreb, pentru tinerii care vă urmăresc, care sunt pașii, ce ar avea de făcut pentru a ajunge la același nivel? Da, primul pas și cel mai important e cunoașterea. Și când spun cunoaștere, spun cunoaștere de sine, dar nu numai, pentru că autocunoașterea este bagajul fundamental. E cel mai important element pe care trebuie să-l aibă în vedere. E bagajul fundamental pe care ei îl iau în momentul în care doresc să meargă pe un anumit drum profesional. Și sigur, cei mai mulți dintre ei își doresc carieră de succes și atunci acesta este primul pas pe care trebuie să-l facă. Ce înseamnă autocunoaștere? Înseamnă să-ți identifici interesele, ce știu să fac, să-ți identifici valorile, ce este important pentru mine, trăsăturile de personalitate, cum sunt eu, cine sunt eu, să știi că este foarte important să-ți identifici și aptitudinile, ce pot să fac, cât pot să fac. În momentul în care ai aceste informații despre tine, poți să mergi mai departe și poți să spui că deja ai făcut primul pas pe o carieră de succes, pentru că ești cel mai bun în momentul în care găsești ceea ce ți se potrivește. Apoi, cred că e la fel de important următorul pas, explorarea profesiilor. Și explorarea profesiilor înseamnă identificarea alternativelor ocupaționale, profesionale, potrivite, pe care să o faci în concordanță cu potențialul tău, cu ceea ce tocmai ai descoperit ca urmare a procesului de autocunoaștere, în funcție de capacitățile tale, de abilitățile tale, de sistemul de valori pe care îl ai, pentru că sunt multe profesii cu titluri strălucitoare, dar ce se ascunde în spatele titlului deseori nu mai strălucește atât de mult și de aia e important să știi, să cauți informații despre profesiile respective, despre facultatea pe care intenționezi să o urmezi, să vorbești cu specialiști din domeniul respectiv. Sigur, să vorbești cu părinții, să vorbești cu colegii, să vorbești cu profesorii, să asculți ce au de spus aceștia despre tine, despre abilitățile și capacitățile tale, dar în final decizia să o iei tu.
și am să mă întorc la decizia de carieră, pentru că aș vrea să îl prezint și a treia etapă, care cred că este la fel de importantă, și anume momentul alegerii. Pentru că alegerile pe care noi le facem și tinerii le fac în general, uneori sunt impulsive. Alteori sunt amânate, nejustificat de mult. Dar alegerea face parte din viața noastră. Că vrem, că nu vrem, nu putem să nu facem alegeri, pentru că viața întreagă e suma alegerilor pe care le facem. Însă ceea ce putem să facem este să ne pregătim să facem alegeri, să conștientizăm că sunt unele alegeri care ne vor aduce față în față cu succesul, așa cum sunt alegeri care ne vor trimite câțiva pași înapoi. Sunt alegeri bune care ne vor scoate din zona de confort, așa cum sunt alegeri care ne vor menține într-un, așa zis, miraj al siguranței personale. De aceea, tot ceea ce fac tineri și tot ceea ce facem noi, că e vorba de cărțile pe care le citim sau de persoanele cu care ne împrietenim, de muzica pe care o ascultăm, îmbrăcămintea pe care o folosim, toate acestea sunt supuse alegerii. Franklin Roosevelt spunea că alegerea și nu șansa este ceea ce ne va determina viitorul. Deci sfatul, deși psihologii nu prea dau sfaturi, dar recomandarea ar fi să facă alegeri înțelepte. Și ar mai fi ceva. În momentul în care se îndreaptă către o anumită decizie de carieră, să țină cont de recomandările celor din jur și, cum spuneam, alegerea să fie totuși a lor, pentru că sunt foarte mulți tineri care aleg doar pentru că așa le-a recomandat cineva, fără să ia în calcul care sunt potențialitățile lui, ce poate să facă, care ar fi gradul de potrivire dintre el și profesia pe care și-o dorește. E ca în povestirea, spun adesea această povestire copiilor cu care lucrez, ca în povestirea băiatului care se duce la chioșcul de înghețată și vânzătoarea îl întreabă: ce dorești? Nu știu, aș vrea ceva care să-mi placă mult de tot. Te mai lasă, te mai gândești? Nu, dumneavoastră ce-mi recomandați? Păi mie îmi place înghețata de ciocolată. Bine, atunci dați-mi și mie una. Iar spre drumul către casă, băiatul se întreabă: oare nu era mai bună cea de fistic sau de tiramisu sau de altceva? Deci e importantă alegerea pe care o fac tinerii, dar această alegere trebuie să fie informată. E cred că, elementul esențial cu care aș vrea să rămână. Apropo de sfaturile date tinerilor, știm că există o categorie de tineri care, am vorbit și înainte de a intra în emisie despre subiectul acesta, o categorie de tineri care merg pe un anumit drum spre o anumită profesie doar pentru a moșteni o tradiție de familie sau pentru că a auzit că este plătită mai bine, fără să știe ce implică și ce responsabilități are acolo, dacă îi place sau nu. Dar mai este și cealaltă categorie de tineri pe care o admir foarte mult, pornesc, exact ce spuneați dumneavoastră, studiind și căutând, dar au sprijinul și libertatea din partea părinților, fără a fi impus o anumită carieră pentru că dă bine, deci pur și simplu să-i lase să se descopere. Cât de important este să acordăm atenție, să-i ascultăm și, de ce nu, chiar să mergem la un specialist pentru a fi îndrumați? Sigur că un specialist este în măsură să nu neapărat să-i arate drumul dar potrivit, măcar să-i descopere. Și exact, ci să-l ajute să se descopere, să-l ajute să-și scrie o poveste frumoasă despre cariera pe care și-o dorește. Pentru că alegând doar după resursele financiare care sunt presupuse de o anumită profesie, împlinirea, mulțumirea de mai târziu s-ar putea să diminueze și să conteze și altceva, nu numai partea financiară. Contează foarte mult relațiile interpersonale și contează felul în care te simți, cât de confortabil te simți într-o anumită profesie. Sunt în ultimii ani atrasă de perspectiva constructivistă asupra educației și de perspectiva de tip narrativ. Amândouă sunt cumva interconectate
Și am să vă explic foarte puțin cum sunt ele interconectate. Constructivismul social e un concept atribuit lui Vygotsky, un psiholog rus, care spunea că tot ceea ce cunoaștem se datorează construcției. Se datorează rezultatului acesta, care înseamnă a construi alături de alți oameni, rezultat care este determinat de influențele socioculturale, de ceilalți, de relațiile interpersonale, cum spuneam. Cu alte cuvinte, cunoașterea nu se realizează doar ca urmare a experiențelor personale, ci mai degrabă ca urmare a experiențelor colective, a interacțiunilor sociale, a cooperării, a colaborării cu ceilalți. Iar strategiile acestea de tip constructivist au foarte mare legătură și cu acea sintagmă de educație centrată pe elev, despre care se vorbește foarte mult în ultima perioadă de timp. Aceasta nu e o vorbă goală sau doar un concept al relativismului postmodern, ci dimpotrivă. Situarea elevului în centru e foarte aproape de misiunea dascălului, și anume aceea de a forma și de a contribui la potențarea individualității celui pe care îl educă. Iar un dascăl, un profesor, un educator care simte și crede într-adevăr în această sintagmă este cel care devine, dacă vreți, ghidul de pe margine, în loc să fie înțeleptul din centru. Da? Deși pare mai simplu să stai pe margine și să privești decât să fii în centru, nu e așa. E mai greu să îl ajuți pe elev să dobândească anumite strategii de învățare proprii decât să stai la catedră în fața clasei și să expui o lecție. Și de la constructivismul acesta social, la abordarea narrativă, la practica narrativă, n-a fost decât un pas, pentru că, spun narativiștii, într-o lume construită social, oamenii spun povești despre ei. Construiesc povești și povestea este unitatea fundamentală de experiență din practica narrativă, e elementul central. Iar aceste povești cu și despre sine, despre alții, despre lume, sunt povești care sunt rezultatul influențelor sociale. Sunt rezultatul percepțiilor noastre din trecut cu privire la ceea ce facem. Pentru că dacă, de exemplu, întreb pe cineva cine ești tu, omul respectiv o să-ți comunice anumite atribute pe care le consideră adevărate, relevante despre propria persoană, și poate să-ți spună, de exemplu, că e inteligent, amabil, sociabil și așa mai departe. Și dacă îl întrebi, dar cum de știi că aceste atribute sunt adevărate, va începe să-ți construiască povești, să-ți spună povești care să valideze cumva percepțiile pe care le-a avut în trecut despre ceea ce poate, despre ceea ce este el. Și ca urmare, cred că percepția, modul în care oamenii se percep în prezent e influențat de percepțiile internalizate din trecut, percepții care de fapt au fost construite tot ca urmare a influențelor sociale. Și dați-mi voie să vă mai dau un exemplu ca să se înțeleagă exact ce vreau să spun. Atașarea unei etichete globale și negative unui copil, de genul ești un copil rău, și repetarea mesajului în diferite contexte, educaționale, sociale, școlare și așa mai departe, de ce ești un copil rău, determină internalizarea acestei etichete. Adică copilul se definește printr-o astfel de etichetă și nu mai vede ce are el bun, care sunt calitățile lui, ce aspecte sunt pozitive. Iar internalizarea aceasta a etichetei
Desigur că are efecte de cele mai multe ori negative, are efecte negative asupra imaginii lui de sine, nu sunt bun, deci sunt rău, da? Asupra comportamentului său, da? Nu sunt bun, deci mă comport ca un copil rău, asupra relațiilor cu ceilalți, ei sunt buni, eu sunt rău, suntem diferiți, ei nu mă acceptă, deci nu avem nimic în comun și până la urmă nu face decât această etichetă să limiteze dezvoltarea potențialului copilului. Asta se întâmplă când punem etichete. Și cam în aceeași idee se întâmplă lucrurile și în practica narrativă, pentru că narativiștii consideră că problemele oamenilor sunt construite social. Deci narativiștii încearcă să ajute oamenii, de fapt, să-și reconstruiască și să-și repovestească viețile în modalități cât mai adaptative și mai satisfăcătoare. Asta e, pe scurt, paradigma la care am aderat în ultima perioadă de timp și pe care o consider deosebit de importantă. Sigur că o astfel de paradigmă nu se opune, să zicem, constructivismului cognitiv, mă rog, curent care a fost promovat de Piaget, ci dimpotrivă el completează un astfel de curent. Cred că e important să lăsăm, ca să mă întorc la deciziile de carieră, cred că e important să-i ajutăm pe copii să-și construiască povești frumoase, povești pozitive sau, de ce nu, dacă e cazul, să-și reconstruiască poveștile, să construiască povești alternative și, dacă vreți, asta încerc să fac prin toate activitățile, prin toate proiectile, prin toate proiectele pe care le realizez împreună cu copiii și pentru copiii mei. Fie că aceste activități se realizează în cadrul formal al clasei sau al cabinetului, fie că vorbim de activități realizate în contexte non-formale sau informale, încerc să-i ajut să se cunoască, în primul rând, și apoi să-și construiască povești frumoase despre ei. Și ei știu, le spun de foarte multe ori că e important orice experiență de viață pe care o au. Îi încurajez să facă voluntariat, să se implice în proiecte, în activități, în concursuri școlare, extrașcolare, astfel încât să dobândească acele informații de care au nevoie pentru a lua o decizie informată de carieră. Și vă spuneam că prin toate proiectele pe care le realizez cu ei, asta încerc să urmăresc, iar asistența asta are un rol, pentru că mă întorc la Vygotsky, care, vorbind despre zona proximei dezvoltări, spunea că ceea ce copilul reușește să realizeze astăzi cu ajutorul adultului va reuși să facă în mod independent mâine. Și trimite și la acea învățare experiențială, adică făcând înveți. Deci e foarte important orice experiență de viață, pentru că orice experiență de viață este o experiență de învățare. Și prin voluntariat, prin implicarea în proiecte extrașcolare sau școlare, se dobândesc acele informații, astfel încât decizia de carieră să fie mult mai ușoară. Și această asistență mai are un rol. Faptul că multe dintre proiectele, activitățile pe care copiii le desfășoară, îi scot din zona de confort. Și le predau adesea lecția ieșirii din zona de confort și le spun că, deși e dificil să ieși din zona de confort, e singurul mod de a crește și de a te dezvolta, pentru că zona de confort, deși oferă siguranța necesară, sigur, pe cea de-a doua treaptă a piramidei nevoilor lui Maslow, de exemplu, e modalitatea prin care poți să-ți blochezi drumul către ceea ce ai tu de realizat în viață, pentru că îți blochează drumul către vârful piramidei, către ultimul nivel, acela al autorealizării și dezvoltării personale.
zona de confort e, de fapt, tot ceea ce ne este familiar. Iar pentru a ieși din zona de confort, în primul rând, trebuie să pășești într-o altă zonă, zona proximei dezvoltări, de care spuneam lui Vygotsky, care înseamnă învățare din plăcere. Apoi să ajungi într-o altă zonă, în zona de panică, în care învățarea e dificilă, e grea, e momentul acela când îți vine să lași tot și să te apuci de altceva. Dar urmează apoi zona aceea învățării profunde. E zona în care ne atingem țelul, ne atingem obiectivul, scopul pe care ni l-am propus. Și de aceea îi întreb foarte des pe copiii care intră în cabinet și nu numai, ce-și doresc, de fapt? Care e țelul lor? Către ce tind? Și ce doresc să investească pentru a ajunge acolo? Cât doresc să muncească pentru a ajunge acolo unde își propun? Pentru că dacă alegi să muncești mai puțin, sigur că vei realiza cu siguranță și vei avea o anumită profesie, dar nu o să ai niciodată mai mult. Dacă însă alegi să muncești mai mult, să te antrenezi, să performezi, atunci roadele vor fi neprețuite. Și cred că ieșirea asta din zona de confort e dificilă, da, dar e și, este și necesară. Și o astfel de experiență extrașcolară, spuneam, proiecte, activități, orice fac, asta reușesc să determine ieșirea din zona de confort. Să știi unde vrei să ajungi, pentru că experiențele pe care tu le ai, să le folosești la ceva, da? Pentru ce faci voluntariat? Ce îți dorești să obții ca urmare a faptului că faci voluntariat, de exemplu? Deci să știi care ți este țelul, da? Către ce tinzi. Și în momentul în care ai stabilit obiectivul, să muncești pentru a ajunge acolo. Bine, trebuie să ai grijă și unde țintești, da? Pentru că se spune că dacă țintești către nimic, o să-l atingi cu siguranță. Deci, sigur, e important să stabilești obiectivul, să muncești, dar să și stabilești obiective realiste, care să fie în acord cu potențialul pe care îl ai, pentru că vorbeam înainte despre importanța autocunoașterii. Da? În momentul în care știi care sunt abilitățile, aptitudinile, interesele, în momentul în care ai informații despre profesiile care crezi că ți s-ar potrivi, în momentul în care iei decizia, deja este o decizie informată, este o decizie care sigur se apropie foarte mult de ceea ce ești tu și ce ți se potrivește până la urmă. Vreau să vă întreb dacă pe parcursul carierei ați avut de-a face cu tineri care în momentul când intră într-un anumit program, într-un anumit proiect sau pur și simplu iau primul contact cu dumneavoastră și diferența, modificarea lui la sfârșitul programului sau atunci când îi dați aripi să zboare. Ați cunoscut tineri cu modificări majore și mai ales mă interesează dacă ați cunoscut tineri care atunci când a luat contact cu dumneavoastră și când a intrat într-un anumit program să aibă un anumit țel și pe parcurs să realizeze că de fapt ar fi pregătit pentru cu totul altceva? Da, da, sunt multe situații de genul acesta și gândul mă duce către o fostă elevă care acum a fost admisă la Facultatea de Psihologie și care a pendulat așa pe parcursul liceului între diverse profesii, a trecut și prin profesia de asistent social, prin mai multe variante, iar în final s-a orientat către Facultatea de Psihologie. Cred că este un exemplu că oamenii sunt construiți, da, și că influențele sociale contează foarte mult. Sunt sigură că o parte din decizia de a urma acea facultate s-a datorat faptului că a fost prezentă la olimpiadele de socio-umane, a fost aproape în cabinet de mine și așa mai departe. Deci cred că am avut o contribuție la decizia pe care ea a luat-o cu privire la
facultatea pe care vrea să o urmeze, da. Și asta cred că nu poate decât să vă bucure. Sigur că da, sigur că da. Sigur că și în cazul ei s-au aplicat toate etapele, deci nu cred că s-a lăsat influențată doar de faptul că a ajuns în cabinet și am lucrat împreună. Da? Cred că faptul că s-a apropiat de domeniul acesta al psihologiei a fost determinat și de faptul că s-a cunoscut și a cunoscut calitățile și a cunoscut potențialul și a știut că acolo e drumul pe care trebuie să îl urmeze și chiar sunt foarte curioasă să văd care va fi drumul ei de acum înainte. I-am și spus că aștept să învăț de acum eu de la ea, pentru că ea de la mine a învățat în acești ani, da. Ce sentimente vă încearcă atunci când știți că acei copii care devin emeriți, care sunt într-adevăr cu rezultate excepționale, care sunt admirați, care sunt invitați în emisiuni. Uh-huh. Am avut mai mulți tineri aici în emisiune și dumneavoastră știți despre cine vorbesc. Ce sentiment vă încearcă atunci când știți că au trecut pe mâinile dumneavoastră și acum au zborul lin către viitor? Sigur că sunt mulțumită. Și e un sentiment de mulțumire care apare ori de câte ori un elev sau un părinte cu care am lucrat vin și îmi mulțumesc. E, dacă vreți, important pentru, e importantă pentru mine recunoștința din partea beneficiarilor și, cum spuneam, calitatea relațiilor interpersonale. Îmi doresc să rămân aproape de ei și în viitor, chiar dacă mulți dintre ei deja și-au luat zborul și cei despre care dumneavoastră spuneați că i-ați avut în emisiune se pregătesc să-și ia zborul. Știu că unul dintre ei chiar cochetează cu ideea de psihologie sau chiar filozofie, de ce nu? Nu știu ce s-a mai fi întâmplat peste vară, dar abia aștept să înceapă școală și să aflu noutățile de peste vacanță și să văd ce alte proiecte frumoase vom face împreună și în anul acesta școlar. Chiar eram curioasă, țineți legătura cu elevi și după ce terminați anumite proiecte? Sigur că da, pentru că ei îmi sunt sprijin în proiectele care urmează. Odată formați, doar dacă termină școală, nu mă mai întâlnesc zilnic cu ei, dar de multe ori ținem legătura și ei sunt experți. Sunt experți în desfășurarea și implementarea altor proiecte educaționale, pentru că odată format, cred că e important să dea și altora ceea ce au învățat. Cum a fost proiectul elevilor? Cu o zi... O zi ca student, da. Student pentru o zi este numele proiectului. A fost un proiect născut din nevoia lor. Pentru că își doreau să vadă cum e realmente viața de student. Și a fost un proiect de succes. A avut prima ediție în acest an școlar și îmi doresc din tot sufletul să reușesc să-l continui și pe parcursul anilor școlari următori. E un proiect care și-a propus să îi ajute să-și dezvolte abilități de explorare a alternativelor ocupaționale prin asistarea la lecții demonstrative susținute de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie. Au fost două zile ca student pentru două grupuri de elevi, iar feedback-ul din partea lor e încurajator că o astfel de inițiativă merită continuată. E unul dintre proiectele care a fost creat, așa cum am spus, datorită nevoii pe care ei o aveau. Da, și în afară de acest proiect, foarte drag mi-a fost, și probabil că știți, proiectul Armenii Identități ale Trecutului, un proiect care a fost implementat în anul școlar trecut, dar care, de la care am cules roadele în anul acesta școlar, în februarie. Un proiect care a fost câștigător al competiției naționale Euroscola, și datorită căruia am ajuns împreună cu 24 de elevi de la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii la ziua Euroscola de la Parlamentul European de la Strasburg. A fost un proiect prin care noi ne-am propus să valorificăm și să promovăm Biserica Armeană din Iași.
ca reper al patrimoniului cultural și meritul acestui proiect, dincolo de promovarea patrimoniului nostru cultural și a spiritualității noastre, a fost de a implica. De a implica direct în activități non-formale. Au fost activități care s-au desfășurat pe toată perioada vacanței, pentru că mă întrebați ce fac copiii în vacanță. Ei bine, anul trecut au avut o vacanță plină, astfel încât din iunie până în octombrie am desfășurat foarte multe activități în parteneriat cu Biserica Armeană, cu comunitatea armenilor din Iași, care este o comunitate deosebită și care ne-a ajutat foarte, foarte mult în implementarea proiectului. Spuneam că ei devin un fel de experți și dau mai departe din ceea ce învață, astfel încât nu fac decât să confirme ceea ce vă spuneam înainte despre zona proximei dezvoltări a lui Vygotsky, de a pune copilul mai întâi asistat să facă anumite lucruri pentru ca apoi să reușească să le facă singur, și despre acea învățare experiențială, învățarea din experiență. Pentru că un alt proiect în care m-am bazat foarte mult pe sprijinul celor din proiectul Armenis a fost proiectul Construim orașul în curtea școlii. E un proiect iar de suflet, un proiect de data aceasta anual, care e în acest an sau a fost în acest an școlar la cea de-a cincea ediție. Un proiect care își propune să dezvolte nu doar abilități de viață independentă, cât competențe, acele competențe cheie europene, care să-i ajute mai departe atunci când se vor integra pe piața muncii. Pentru că prin acest proiect am desfășurat cu ei tot activități non-formale, dar de data aceasta de educație antreprenorială. Am avut ca sprijin antreprenori locali, naționali și chiar internaționali. Am avut 18 antreprenori care s-au alăturat acestui proiect, 18 parteneri pe care noi i-am numit părinți comunitari, un fel de tutori. Au devenit un fel de tutori pentru peste 450 de elevi de clasele de liceu 9-11 și i-au ajutat prin diverse ateliere de educație antreprenorială și prin sprijinirea organizării unor standuri în cadrul unui târg antreprenorial. I-au ajutat să înțeleagă concepte de bază legate de antreprenoriat, cum arată viața unui antreprenor ca alternativă de viață și de carieră, la urma urmei. E o opțiune pe care trebuie să o aibă în calcul, cu atât mai mult cu cât spuneam de competențele cheie europene, care sunt pentru a-i ajuta să se adapteze mult mai ușor la rigorile de pe piața muncii, faptul că e o piață a muncii care este în schimbare accelerată, atunci și competențele lor trebuie să fie bine fundamentate și să-i ajute să se integreze cu succes pe piața muncii și să ajungă la cariera aceea de succes pe care și-o doresc cu toții și noi ne dorim pentru ei, de ce nu? Mă uit la dumneavoastră și povestiți cu atât de mult drag, cu atât de multă lumină pe chip când povestiți despre copii, despre planuri, activități, profesie. Cred că nu mai este cazul să vă întreb dacă v-ați vedea făcând și altceva. Dacă ar fi să aveți ocazia să o luați de la capăt, ați schimba ceva în drum profesional? Nu, categoric nu. Deci răspunsul e previzibil. Nu, n-aș schimba nimic. Probabil tot cu copii aș lucra. În momentul în care eram în facultate, nu știam chiar de la început că voi lucra cu copiii. Cochetam așa cu ideea de a lucra cu copiii cu nevoi speciale, dar ușor, ușor m-am centrat exclusiv pe domeniul acesta al educației și am considerat că acolo e menirea mea, să încerc să-i ajut să construiască acele povești pe care ulterior să le povestească, să le spună și celorlalți cum au ajuns să aibă o anumită profesie și cum au ajuns să-și găsească drumul în viață. Avem marele noroc să fim înconjurați de tineri cu totul și cu totul excepțional. Este acum o generație fabuloasă. Sunt inteligenți, sunt activi, sunt atât de frumoși și de plăcuți. Vreau să vă întreb, în calitate de specialist, care este rolul nostru al adulților pentru acești tineri
ce este absolut obligatoriu să facem pentru a-i sprijini și pentru a ne asigura viitorul nostru, că până la urmă viitorul nostru sunt tinerii pe care noi acum îi avem lângă noi. Da, trebuie să fim alături de ei în deciziile pe care ei le vor lua. Sigur, spuneam că atunci când se îndreaptă către o anumită decizie, e important și sprijinul din partea celorlalți. E important să îți iei informațiile din diverse surse, să întrebi pe mama, pe tata, profesorii, colegii, ce crezi că mi s-ar potrivi și care sunt motivele pentru care crezi tu că mi s-ar potrivi, de exemplu, facultatea de medicină. Apoi să cauți informații și discutând cu alți adulți care poate au expertiza necesară să îți povestească din interiorul profesiei. Da? Spuneam la un moment dat că sunt foarte multe profesii cu titluri strălucitoare și că ce e în spate nu e chiar atât de strălucitor. De aceea e bine să stai de vorbă cu oameni realizați în domeniul profesional pe care tu îl visezi. Pentru că pot să-ți povestească despre ce se întâmplă într-o zi obișnuită de lucru, da? Care e fișa postului, ce trebuie să faci și care e mulțumirea cu care rămâi la finalul zilei. De aceea cred că e important ca adulții să fie alături de copii și să-i susțină, să-i accepte necondiționat. Chiar dacă unele decizii poate că nu ne sunt pe plac, poate că ne-am dorit, nu-i așa, toți părinții ne-am dorit să avem copii medici, da? Poate că nu toți sunt potriviți pentru medicină și poate că unii dintre ei își doresc altceva, își doresc să facă, nu știu, asistență medicală sau, de ce nu, să devină bucătari. Apropo de povestea bucătarului, da, care acum e un mare bucătar, dar a trebuit mai întâi să parcurgă anumiți pași și să pierdă câțiva ani prin școli nepotrivite pentru el, era pentru părinți mai mult. Da. Și în sfârșit a reușit să-și îndeplinească visul și să fie un mare bucătar. Da. Sigur că e important să lași copilul să greșească. Da? Și asta e o chestiune care trebuie luată în calcul. Dar cred că mai important este să fii acolo, lângă el, când greșește, când ia decizia, când face lucrurile bune și să-l susții, indiferent de ceea ce se întâmplă mai departe, să fie alături de el, pentru că cu toții învățăm din greșeli. Da? Cu toții sunt atât de bune greșelile în viață, mai ales când îl lași pe tânăr să-și caute singur soluții la problemele lui. Sigur că da. Îi dezvoltă abilitățile de rezolvare a problemelor, care sunt foarte importante în viitorul profesional pe care și-l dorește. E important eșecul. Da? Se spune că eșecul nu e decât o cale spre succes, da? Cu condiția să înveți din el de fiecare dată. E foarte important să-l lași să greșească în așa fel încât să aibă experiențe multiple, na? Experiențe de viață care de fapt să îl facă să învețe ceea ce trebuie să învețe, să-și învețe lecțiile de viață, cu alte cuvinte, dar insist pe ideea de a fi acolo atunci când copilul are nevoie, de a fi prezent și de a răspunde prezent atunci când el are nevoie de tine. Vă cerusem acum un sfat pentru noi, adulții, și pentru părinții de tineri. Dar acum, în încheiere, în ultimile 2 minute ale emisiunii noastre, un sfat pentru tineri? Să facă alegeri înțelepte. Da, să știe că viața întreagă pe care cu toții o avem e suma alegerilor pe care noi le facem și că e important ca aceste alegeri, fie că se referă la prietenii pe care îi avem, fie că se referă la carieră și la orice alte alegeri, sunt alegeri informate și că sunt potrivite și sunt potrivite mai ales cu ceea ce pot ei să facă și cu potențialul lor, cu ceea ce își doresc, cu interesele, cu aptitudinile, cu valorile lor. Da? Sunt acele alegeri înțelepte. Da? Deci mă întorc la Franklin Roosevelt, care spunea că viața, da, e foarte important, în viață e foarte important nu neapărat șansa, cât alegerea pe care tu o faci cu privire la ceea ce ți se întâmplă. Da. Da.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră azi alături de noi. Eu vă mulțumesc cu drag, cu bucurie, oricând vă așteptăm aici alături de noi. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru inițiativa de a promova tinerii. Mi se pare foarte important că tineri frumoși, care au povești frumoase, să vină și să împărtășească și altora din experiența lor și să arate că au ceva de spus și poate în acest fel să îndrume și pe alții către niște decizii înțelepte. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc! Mulțumim, stimați telespectatori, că și astăzi ați fost alături de noi. Iată și azi o zi minunată, un invitat de excepție, multe informații prețioase. Am vorbit din nou de tineri, de educație, lucruri atât de frumoase în viața noastră. Până la o următoare ediție, vă rog, țineți cont de tot ce s-a vorbit. Iubiți tinerii, încurajați-i, sprijiniți-i și faceți tot ce vă stă în putință mai bun pentru ei, pentru că ei sunt viitorul nostru și putem să-l facem frumos și luminos. Vă doresc bucurii, sănătate și cât mai multe pace și înțelegere.